Este alesul juriului în ediția a cincea. Doamnelor și domnilor, carismaticul Flavius Hosot! Ia uitați-l! Flavius! Ai văzut cum ți-am zis? Da. Carismaticului. Adică știi ce înseamnă, care e har, nu? Am văzut că aveai bețele tot timpul cu tine. Ce faci cu ele? Păi, pentru că trebuia să fac repetiții, credeam că trebuie să fac. Eu am crezut că dacă te supără cineva, pac, repede, pac, pac, cu bețele la fund, tuc, 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 da? Știi că toată lumea a spus despre tine că ești un fenomen? Da. Da? E conștient de talentul lui. Ce are aici, ia uitați-l, Ovidiu Lipan Țăndărică și cu Flavius Hosu. Bravo! Ți-ai făcut tricou? E din emisiune sau e dinainte? E dinainte. Ah, dinainte, am înțeles. Las că o să-ți faci unul și, cu, și din emisiune, când băteați voi. Așa. Ia zi. Stai voie lui Flaviu să ne încânte! Flavius Hosu, vino aici!
extraordinar. El este cel mai puternic finalist al acestei seri. M-am uitat la taică-to. Era fascinat. Crede-mă. Fascinat era taică-to de tine și s-a uitat așa în ochii mei și a zis: n-am ce să-i fac, n-am ce să-i fac, e prea bun. Ia spune, sincer. Știți de ce am mari emoții? Pentru că mă aștept la orice din partea lui și improvizează tot timpul. Dacă ar mai face acum, vă asigur că nu face la fel ce a făcut acum. Deci totul e improvizație acum. Totul este improvizație. Bravo! Hai să vedem comentariul jurului. Cine comentează? Dani, hopa, un dansator, se bagă la toboșari. Păi, ceva extraordinar la noi în